respectăm ambele competiții și normal că vom trata foarte serios această partidă. Cunosc foarte bine adversarul, am și antrenat acolo 2 ani și jumătate aproape, dar au survenit și anumite modificări în cadrul lotului. Au venit jucători împrumutați de la Oțelul, jucători care, zic eu, au anumită valoare și un potențial fizic destul de bun, dar o echipă care se poate pierde în anumite momente. Obiectivul nostru este de a merge mai departe în Cupa României. Nu vom juca cu echipa a doua, deși la noi echipa a doua este puțin așa forțat. Noi nu avem echipa a doua. Jucătorii care formează lotul nostru, oricând sunt disponibili din punctul meu de vedere să joace în primul 11, nu în prima echipă. Da? E posibil că antrenorul, dacă așa va considera, va menaja 2-3-4 jucători pentru meciul de sâmbătă. Sportclub Bacău și-a mai dovedit odată valoarea în fața celor de la Dunărea Galați. Am mai jucat anul trecut cu ei, am eliminat, dar fiecare joc are istoria lui. Program de foc pentru Sportclub Bacău. Am jucat sâmbătă cu Clincene, jucăm miercuri în cupă, sâmbătă la Iași, miercuri cu Farul televizat și sâmbătă la Rapid. Da, un program de foc. Program de foc și dacă nu mă înșel, următoarea miercuri iar jucăm în Cupa României. Pentru meciul cu Dunărea, Viorel Tănase pregătește o echipă motivată. Vor fi normal. Schimbări că ritmul cauzate de greșelile făcute de anumiți jucători în meciul cu Clincene sau nu, pentru nu faptul că vă doriți să nu pregătiți meciul cu Iași? Vreau și să dau la majoritatea jucătorilor minute. Vreau să le arăt încrederea mea, da, față de ei, pentru că chiar dacă n-au prins lotul sau n-au jucat în prima etapă, sunt jucători pe care eu mă bazez. Am încredere totală în echipa noastră. Nu mi-a scăzut deloc încrederea chiar dacă am bătat acest meci cu 4-1. Rămân la fel de optimist. Sportclub Bacău, Dunărea Galați, se dispută miercuri de la ora 16:30 pe stadionul Aerostar.